Copiii internați în secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență din Deva ar putea beneficia de condiții moderne de tratament și cazare până la finalul acestui an. Noua secție de pediatrie, care va funcționa în interiorul clădirii spitalului, este finalizată în acest moment, iar constructorul dă asigurări că până în data de 15 decembrie toate lucrările din proiectul de reparații capitale ale unității sanitare vor fi gata. Acela va fi momentul în care secția de pediatrie ar trebui să se mute în casă nouă. Secția va avea 45 de paturi distribuite pe 3 module în funcție de vârsta pacienților de la 0 la 14 ani, fiecare modul fiind prevăzut și cu 32 de paturi pentru însoțitori, cu grupuri sanitare pentru saloane, cabinete de consultații și tratamente, filtru de acces. Pentru pacienții din grupa 6-14 ani, pe lângă cele 13 paturi, va exista un salon pentru însoțitori, oficiu alimentar și sală de mese, precum și cabinete pentru consultații și tratamente.